vreau să spun. Apropo, Liliana, apropo de limbaj de cuvinte, prima carte feministă pe care am citit-o era cartea ta, a fost cartea ta, Politica Sexelor. Nu știu cum a fost primită și poate ne zici, apropo de curajul de a da un astfel de titlu unei cărți, a vorbit la început și cred că tu nu erai despre aceste cuvinte care sunt tabu, nu spunem sex, nu spunem uter, nu spunem vagin, nu spunem clitoris, că ne rușine. Tu ai o carte cu care eu am, care e prima de feministă care am citit-o și mă bucur că am făcut lucrul ăsta. Apropo de cuvinte, într-adevăr, limbajul e foarte, foarte important și cred că anumite cuvinte primul trebuie să le pronunțăm, după aceea să le abordăm critic și cu siguranță relația e în două direcții. Ne trebuie răbdare, cred că putem face și instituțional niște lucruri apropo de limbaj, feminizarea meserilor, este o chestie care se poate face și ca să ne obișnim la început, pare sună ciudat, dar după aceea lucrurile intră într-o rutină. Da, și trebuie să pronunțăm fără rușine și să lucrăm, cum să zic în română, să asumăm, să revendicăm. Să revendicăm și o formă de acces la limbaj de care să nu ne temem. Bărbații, da, pot să fie și trebuie să fie parteneri în povestea asta și nu, cu cât mai mult, cu atât mai bine, să vedem cât de mult sunt alături. Nici vă vedeam și mă gândesc care aceste puteri care vine însușirea cuvintelor pe care le folosim în fiecare zi. Nu e suficient doar să însușim cuvintele. E important să fie folosite pe o scară mai largă. Despre cum discutam despre abuz și ce se întâmplă în universități. În momentul și abuz în general, când vorbesc despre el, oamenii simt să pune sub semnul întrebării în modul în care folosește aceste cuvinte în momentul în care ți le însușești. Deci da, cred că dincolo de asta e important să pun. Cred că asta e un prim pas, să încep să vorbești despre ele, să le folosești. După aceea o să fie persoane care le prind și ele și apoi o să fie folosite din ce în ce mai mult. Doamna Bucescu spunea de cuvântul respect, eu aș folosi cuvântul revoltă. Mie mi-ar plăcea să ne revoltăm dincolo de partea asta, da? Mi-ar plăcea să vorbim, cum am făcut astăzi de aici, să vorbim mai mult despre lucrurile astea, mai public și cred că asta ne oferă o putere individuală până la urmă, da? Pentru că acum ne simțim foarte departe unii de alții, probabil că unii nu ne simțim mai de reprezentat, siguranță de reprezentat, mă zic, dar în momentul în care vorbim în fiecare zi despre lucrurile astea, cu prieteni, cu colegi, cu unii, cu părinți, cu profesori la școală și începem discuțiile astea în comunitățile noastre, cred că așa ajungem să schimbăm ceva și ajungem să ne solidarizăm unii cu ceilalți. Asta mi se pare mai important decât să avem discuții frontalizate. Solidarizarea. Eu cred foarte mult în puterea educației, și se spune educație sexuală. Cred foarte mult în ea și cred că ar trebui făcut așa cum o fac organizațiile, cum este pe stop, nu separat fete băieți, ci împreună, pentru că așa crește aliaz, o să mă aud de băiat și vreau să cred că eu cresc un aliat. N-aș pune responsabilitatea foarte mult pe femeile care n-au avut acces la informație. Nu mi s-a spus că e ok să aibă menstruație și că nu sunt. Adică aș pune responsabilitatea asta acolo unde femeile sunt conștiente, dar responsabilitatea e cu mine în cazul meu profesional, sunt jurnalistă și responsabilitatea mea e să investighez astfel de lucruri, să dau voce, mai vorbit de femei vulnerabile și n-am menționat, să dau voce femeilor care nu au voce pentru că sunt în medii sărace, pentru că trăiesc în medii abuzive și pentru că nimeni nu le ascultă. Eu am făcut exercițiul ăsta, nu ca jurnalistă, ci ca donator, donatoare. Și asta tot o chestie de educație, generația mea mai are nevoie încât de educație și astea sunt chestii simple. Și am fost în spital cu o femeie, o femeie romă, să facă întrerupere de sarcină, un bol, cum le spuneți,
văzut cum s-au purtat cu ea, pentru că nu știau că eu sunt acolo, eu altă privilegiată și așa mai departe. Și în momentul în care a început să fiu certăreață, așa se numește o femeie care trage la răspundere, certăreață, misterică, da? S-au purtat cu totul altfel cu ea. Și asta a fost, deși știam asta, profesia mea îmi spune asta, dar asta a fost o lecție așa, pe teren. De să văd cum se poartă medicii cu o femeie care vine să-și ceară un drept. Avem dreptul la avort în România. Este un drept, nu interzis. Dar este extrem de restricționat. A spus aici, a spus pe mine despre cât de restricționat, dar poate nu știți. După pandemie, adică acum 2 ani, în 11 județe, în spitalele publice, nu avem posibilitatea să facem trecutele de sarcini. 11 județe, apropo de călătorii. Și nu vorbim de spitalele, centre private și spitalele publice. Da, bine, asta este o discuție, putem să discutăm foarte mult. Dar aș pune responsabilitatea pe cei care au puterea să facă ceva și aș pune responsabilitatea asta pe umbrele femeilor acolo unde ele chiar sunt conștiente și au puterea să facă ceva. Pentru că acolo unde nu au, e greu să ceri asta. Foarte pe scurt, legat de ce ai ieșit aici. Este adevărat, e fix rușinea instrumentalizată pe care vorbeam înainte. Primim întrebarea asta des la cursul. Doamna, dar băieți mereu ne zic ce ai la ciclu când ne supărăm pe ei și i-am întrebat pe ce înseamnă pentru tine asta? Ce înseamnă pentru tine să fii la ciclu? La ce te gândești? Și sunt clipe lungi de ezitare, pentru că nu știe. Și îmi imaginez dacă am ști mai mult ce înseamnă să fii la ciclu și că înseamnă cu totul altceva decât să fi mai nervoasă sau nu știu ce se imaginează lumea simplificat că se întâmplă. Lucrurile ar fi mai bune pentru toată lumea și dacă am avea, spre exemplu, un parlament respectat de vote de gen, astfel încât să fie avem mai multe parlamentare care știu ce înseamnă să fie la ciclu, poate produsele de igienă menstruală nu ar avea TVA-ul produselor de lux, cum este momentul de fapt. Pe partea asta de reprezentare politică, un lucru foarte interesant pe care l-am studiat de exemplu este de unde vin mesajele pro-viață în ultima perioadă și majoritatea vin de la femei din politică, să știți, că am vorbit despre ministra lucrurilor de familie și egalității de șanse, vorbim despre ministra educației, dar toate aceste tematici, pro-viață în ultimii ani sau, mă rog, anti-avort, poate nu pe față, dar nu o să vină să spună nu facem pentru lucrurile de sarcine, ci mai valați, să spun, de către femei în politică și cumva asta, îmi scap acum cuvântul, legitimează, cumva asta legitimează discursul pro-viață, anti-avort, da? Faptul că vine de la o femeie către persoane care pot să rămână gravide, da? Asta. Da, vreau să avem o discuție separată despre reprezentare politică, și așa mai departe, și vreau să închei subliniind ideea care am început, tot ce am avut cu noi astăzi. Este despre politică și are niște puse politice majore. Și am făcut și discuții, niște întrebări din public. Și eu vreau să mut accentul de responsabilitatea individuală, deci cum e singur de la politicien și pentru sistemul neoliberal. Voi ca individ sunteți responsabili. Ne-am spus că nu. Responsabilitatea este socială, este pentru mâna statului, a politicienilor și de acolo trebuie să spunem de fiecare dată și să cerem, și nu vreau să ne revoltăm, să facem o revoluție comunistă, să cerem ca guvernul și statul să facă educație sexuală. Așa am vrut copiii să învețe toți, pentru că copilul nu a învățat, copilul nu a învățat, dar un copil care